cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, așa arată podul de la Luțca, din județul Neamț, a cărui prăbușire a făcut ca întreaga țară să fie din nou cu ochii pe Neamț. Așa cum a fost după scandalul mitei de la ambulanță, așa cum a fost de mai multe ori. Ce să mai spunem? Eu vă propun să ne întoarcem un pic în timp, dacă nu aveți nimic împotrivă. Să ne întoarcem în noiembrie 2021, așa facem o întoarcere în timp, și să îl prezentăm pe... Să spunem că o să avem și un invitat imediat prin telefon. Deci să îl prezentăm pe domnul Ionel Arsene, așa cum apărea în poza de promovare a știrii respective, și ne aflăm cu o zi înainte ca să fie dat în folosință podul respectiv. Imaginea pe care o vedeți arată exact de ce s-a prăbușit podul. Nu avem ce discuta foarte multe. Cu o seară înainte, podul respectiv... Lasă așa imaginea mare, Vedeți cum se pregăteau oamenii să îi dea drumul, să-l pună în folosință. Totul a fost calculat la minut. Au fost experții care au calculat, au trecut 10 camioane cu 380 de tone în total pe podul ăla. Nimeni n-a luat în calcul ceva. Că după ce au trecut camioanele respective, au venit cei de la Consiliul Județean și au pus un banner. Îl vedeți bannerul ăla? Ei, bannerul ăla nu a fost luat în calculele nimănui. Și el are o mare greutate pentru că vorba aceea, e vorba de Consiliul Județean și de Ionel Arsene. Ei, bannerul ăla atunci a stricat toate structurile de rezistență ale podului. Chiar dacă a fost dat jos, publicitatea în exces dăunează grav unor investiții făcute cu firme de casă. Nu avem ce să discutăm aici foarte mult. Asta a fost investiția anunțată de cei de la Consiliul Județean. A doua zi, cu alai, s-a dat drumul la circulație, pentru că acum băieții ăștia spun, dom'le, asta o să vedem pe parcursul emisiunii, ca să nu ne mai batem capul acum. Cu o lună, două înainte de acest eveniment, o doamnă care e foarte cunoscută în politica românească, Ana Birceal, posta undeva și spunea că în județul Neamț sunt, domne, mai multe lucrări făcute de investiții cu firme de casă și că un pod care e în construcție e gata să prăbușească. Atunci Ionel Arsene a intervenit și cu o eleganță deosebită a spus ceva despre o curcă urâtă care se ia de investițiile din județul Neamț. Se pare că curca respectivă a avut dreptate. Vom discuta despre asta. La început aș vrea să încerc să iau legătura cu colegul Viorel Cosma, dar nu înainte de a vă spune că avem imagini de la fața locului, le vom da, imagini care nu au fost difuzate până acum, pe parcursul emisiunii, le vom da. Avem și pe domnul prefect aseară cu declarațiile domniei sale apropo de ce se întâmplă și cum vor fi anchete multe pe tema asta. Anchete care vor face lumină, vor reuși să ne explice niște lucruri absolut importante în acest moment. Dar până una alta
să fac legătura cu domnul Viorel Cosma, care este de meserie, pe lângă jurnalist și inginer, mă rog, oricum este mai tehnic decât mine în chestiile astea, pe care o să revenim, o să vedeți că avem multe de discutat apropo de acest pod. Bună dimineața, Viorel! Bună dimineața! Dacă poate fi numită bună această dimineață. M-am întors din ușă ca să... N-am apucat să văd ce urmăresc, ce ai spus, pentru că mă duc undeva pe teren. Am înțeles. Am spus simplu, m-am întors în anul trecut, la inaugurare, am arătat pozele și am explicat că nu mai trebuie făcută nicio anchetă, pentru că după toate testele alea făcute cu 380 de tone de încărcătură, da, podul a rezistat. Podul a rezistat. Ce n-au văzut toți cei care au făcut este că, de fapt, a mai existat o încărcătură statică după ce s-au făcut testele. Pe pod sus s-a pus un banner cu Consiliul Județean Neamț, care se pare că a dăunat grav, publicitatea în exces a dăunat grav structurii de rezistență a podului. Da. Eu propusesem unor colegi de-ai mei, de ăștia care au făcut studii în domeniu, construcții căi ferate, drumuri și poduri, dar nu facultăți de-astea cum se fac astăzi de către politicieni, și la vremea cu pricina au vrut să facă ei un monument din donații la un cap de pod, să facă un monument care să reprezinte o cască de constructor și pe care să scrie Consiliul Județean Neamț. Bine, casca de constructor este pe capul președintelui. Deocamdată nu mai dai imagini cu podul Bogdan, o să le discutăm imediat. Da, deci Viorel, ai văzut care e situația. Da, am urmărit tot, așa este. Ai văzut care e situația. Din punctul tău de vedere, care ar fi lucrurile care ar trebui să le urmărim în această perioadă? Să o iau în ordine. Întâi de toate, ar trebui, fără ca să mai pierdem noi timp cu legea 544 și toate celelalte, dacă au bun simț și respect față de viață și oameni, nu au. Autoritățile ar trebui să pună la dispoziție, în proprie inițiativă, toate documentele. Expert, proiectant, contracte, materiale folosite. Numai de podul ăsta, vorbesc de tot ce s-a licitat atunci. Dar revenim la pod, să vedem studiul de prefezabilitate. Să vedem ce scrie la studiul de fezabilitate. Și pe partea de proiectare, mie nu mi-e clar, că n-am văzut hârtii pe povești, nu se poate, știi? Să vedem, s-a licitat proiectare și construcție, s-a dat proiectarea separat. Și, ca să nu mai lungesc povestea, pentru că lumea sper să-și aducă aminte peripețiile prin care a trecut orașul, prin care am trecut și noi, când cu dezastrul de la Teatrul Tineretului, da? Tot proiect mare, atunci lucrurile au pornit pe alt pădaș de la recepția de la terminarea lucrărilor. Da? Aia care s-a făcut. Ce îmi spune acum Arsene că nu era, că să vezi, aia e recepția finală, scrie la lege când se face, atunci achită și garanția către constructor. Deci aici nu e pe poveste, aici este pe lege. Dar să vedem, cine a fost în comisia de recepție la terminarea lucrărilor? Unul la mână. Cine a dat voie să se circule pe pod? Cine a dat ordinul să se... Urmează, stai. Deci întâi să vedem procesul ăla verbal. Și acolo sunt rubrici unde se pot trece obiecții. Unii reprezentanți, e obligatoriu să scrie și chiar nu am obiecții. Da? Să vedem documentele cu pricina, nu sunt clasificate. Și să nu vină cu povești că le-a ridicat parchetul sau procuratura de la Roman, care zice că instrumentează două dosare. Da? Trec peste faptul că eu nu am încredere în niciun fel de autoritate de la Roman. Roma nu este republică separată, am scris de atâtea ori despre Uniunea Județeană a Cooperativelor Politice, iar forța celor de la Roman s-a văzut dramatic pentru pietreni și pentru nemțeni, când au mutat spitalul suport COVID de la Roman la Piatra Neamț și ne-au distrus județul. Bun. Deci, acum. Să vedem procesul verbal de recepție, da, la terminarea lucrărilor, și după asta să-mi explice și mie cineva cum s-a dat drumul la circulație pe pod. Că dacă podul e la Romică Rotaru, să fie sănătos, pune bariere. Să văd actul
prin care s-a dat drumul la circulație publică pe acest pod. Sau dacă nu, Viorel, dacă nu să vină Romica Rotaru să spună, domne, am primit ordin să dau drumul la pod. Eu la Romica, cum să spun, acum, ai și sentimental, am pretenții și îl văd în stare să iasă public și să pună el actele pe masă. Pentru că e singura lui șansă. Amintele o calcă în picioare, îl termină. Deci, hai să citim un pic, dacă mai stai o secundă. Da, mai mult. Da. Deci, ce ne spunea în comunicatul din ziua în care se dădea drumul la circulație, nu știm de către cine, nu știm cine a dat ordinul, dar putem presupune că întotdeauna cel care dă ordinul are cască pe cap. Deci ce spune domnul Arsene? La Luțca, pe podul de pe DJ207, reține cuvântul. Am finalizat unul dintre cele mai importante proiecte ale acestui an. Lucrarea a fost extrem de complexă. Bun. Aseară, Alexandru Rotaru spunea că, domnule, nu a fost chiar atât de complexă lucrarea. Noi am respectat proiectul, l-am rugat pe Alexandru Rotaru să intre în direct, dar n-a răspuns. Noi am avut un proiect, l-am respectat, dar nu, noi doar am făcut așa niște retușuri. Păi ori minte Arsene, nu că ar fi o chestie care să ne mire, ori minte Rotaru, nu știm. După aceea, fii atent ce spune aici. Zilele trecute a fost testul de rezistență. Avem garanția că rezistă unei greutăți de 340 tone dispusă după o anumită schemă de încărcare. Dar analizând practic, niciodată nu se va putea găsi pe el o asemenea încărcătură. Măsurătorile realizate sub acțiunea sarcinilor statice și dinamice, cine le-au fi făcut? Au adus la concluzia că podul și structura, consolidată în ansamblu, prin folosirea fibrelor de carbon și a materialelor speciale, au avut un comportament normal și acest obiectiv poate fi folosit în condiții de siguranță, a declarat însuși Ionel Arsene. Da, tot eu spuneam că în altă parte, că am avut mare noroc pentru că... Am avut un constructor serios. Un constructor serios. Bine, aș merge atunci mai departe. Îl provoc public. Pe Ionel Arsene se fac o conferință de presă. Pentru toată presa, da? Cu actele pe masă, dar nu care cumva să vină singur. Să-l ia și pe Doru Conachi. Cu el. Noi totdeauna pierdem din vedere pe Doru Conachi. Această eminență tehnică a județului Neamț. Da? Dacă e bărbat, pe conferința de presă. Da, și conferință de presă în care eventual, fiecare din presă să primească câte o mapă cu ceea ce spuneai înainte. Studiul de prefe, cine este cel care a proiectat, cine este expertul care a fost, cine au fost cei care au făcut testele de rezistență, pentru că să rămâi mirat acum și să spui, domne, nu știm exact care este treaba, e o problemă. Bogdan, te rog să pui poze în timp ce noi vorbim de acolo și eu o să caut din ce a spus domnul prefect la bună ziua, numai o secundă, îmi cer scuze pentru că e greu să cauți în timp ce ești în direct ceva. Știu cum e. E greu să cauți, trebuie să văd și minutul dacă reușesc. Să vedem dacă reușim. Avem o problemă cu niște baterii, dar o rezolvăm și problema asta în timpul emisiunii. Eu sunt acum așa un fel de multitasking, schimb baterii, vorbim și uite, îi dau drumul domnului prefect dacă reușesc. Cine va trebui să plătească? Așa cum vă...
Așa cum vă spuneam, el este în administrarea firmei momentan, fiind finalizată recepția și, din ce înțeleg după primele informații, era supus în continuare testelor. Știu cum îmi spuneți dacă a fost poate grăbită anunțul faptului că este finalizată lucrarea. Consiliul Județean a anunțat finalizarea lucrării. Erați la Consiliul Județean în momentul acela, în toamnă? N-aș putea să spun dacă a fost grăbită. Urmarea testelor care s-au efectuat atunci, așa cum spuneam, în sarcină 340 de tone, timp de o oră, cele 10 camioane încărcate. Concluzia experților atunci a fost că totul este ok. Bun, dar când ar fi trebuit să fie dat în folosință? Că spuneați că momentan era cumva ca un... Inaugurat, practic. Era un termen. El avea un termen de execuție. Termenul de execuție nu a fost depășit, din câte știu. Dar trebuie să aflăm exact detaliile pe care nu le avem. Așa nu este normal să trebuiască să fie camioane, mai ales de mare tonaj, și să fie o probă. Adică v-am spus, urmarea testelor făcute de specialiști, chemați aici, când 10 camioane încărcate au testat rezistența podului. Deci, pe noi ne interesa ce spune în legătură cu darea în folosință. Să nu uităm, domnul prefect era la vremea aceea omul care îl însoțea pe domnul Arsene când avea asemenea evenimente și trebuia să fie acolo. Deci a evitat să spună cine a dat ordin pentru începutul lucrărilor, pentru că nu poate, efectiv, n-are cum să răspundă acest lucru. Pe finalul interviului pe care îl avem cu domnul Niță, de acolo, este întrebat clar dacă a stat de vorbă cu domnul Arsene în ziua respectivă. El spune că nu. Cu tot respectul, nu cred că nu l-a sunat domnul Arsene dacă dânsul nu l-a sunat pe domnul Arsene, dar asta este altă poveste. Deci, cred că aici se învârte, în jurul acestei întrebări se învârte totul. Cine a dat ordin să se circule pe pod? Pentru că acum se spală toată lumea pe mâini. Nu știu dacă ai văzut. Ba da, am văzut și tocmai de asta am și spus mai devreme, la conferință de presă, Ionel Arsene, să vină și cu Doru Conachi, directorul tehnic. Reamintesc celor care au bătut câmpii și căutau pe la Compania Națională de Infrastructură Rutieră și tot felul de informații de pe la nu știu cine și altul, drumurile județene și podurile județene sunt în administrarea Consiliului Județean Neamț. Punct. Fără discuție. Asta da. Este situația și... Revin și insist, cum să spun, cu încăpățânare cu care am scris ani și ani de zile despre distrugerea Teatrului Tineretului, da? Prin acel proiect de reabilitare, renovare, nu știu ce, da? Procesul verbal. Ala e piesa cheie, procesul verbal de recepție, de la terminare. Eu sunt convins că va apărea instant pe site-ul Consiliului Județean procesul verbal, ca să ne lămurim cu toții că nu e niciun fel de problemă acolo. Bun. Dă-mi voie numai, pentru că tot ziceam de întrebări, conferințe de presă sau altele. Există acest narativ, cum se zice astăzi, că s-a folosit tehnologii moderne, materiale noi, inovatoare, fibre de carbon. Ok, la ce au folosit fibra de carbon? Din câte știu eu, fibra de carbon nu ruginește. Eu așa știu. Poate deci, vreau să fi schimbat. Viorel, ieri un reporter adevărat, chiar adevărat, de pe la Antena 3, o spun, uite și asta, s-a dus acolo și a văzut unde era un stâlp din ăla și a băgat mâna printre chestiile alea. Și a scos niște, cum se cheamă, doamne, poliester. Ai fibre de carbon? Nu, eu nu mă pricep. Tu ești... Nu, eu sunt energetician, nu sunt constructor, îmi pare rău. A, bun, dar oricum ești mai familiarizat cu mine decât mine. Decât mine. Da. Două secunde, te rog, m-am ceva de adăugat. Te rog. Multă vreme, în acel periplu, în serial, acel pelerinaj în serial pe care făcea președintele de județ acolo, n-a tocat la capul celebra placă de suprabetonare.
Explicați și voi oamenilor ce cu porcaia. În timp ce vorbești tu, Viorel, în momentul acesta, am pus imagini care nu le-am dat până acum. De acolo oamenii pot vedea exact, de foarte aproape, o să vedeți inclusiv oile care, peste care au căzut podul. Da, da. Te rog. Și în fin, și, cum să spun așa, cireașa din vârful tortului cu întrebări este următoarea. Ionel Arsene, personal, echipa tehnică din Consiliul Județean, a știut sau nu a știut de punctul de vedere exprimat de constructori și proiectanți ultracalificați și care spuneau atunci că acest pod mai degrabă trebuia demolat și refăcut și făcut unul nou. Doamne, a știut sau n-a știut? Viorel, eu nu intru în teorii ale conspirației. Dar nu e conspirație. Nu, eu vreau să spun, nu, altceva vreau să spun. Dar, uite, acum, pentru că toți suntem la emisiune și putem vorbi, s-a vorbit în medii politice, la vremea respectivă, că podul de la Luțca este așa un fel de bonus pentru cineva în momentul în care nu s-a mai angajat în lupta electorală și a cedat locul de pentru Parlament. Sigur, cunoaștem... Asta era folclorul la vremea respectivă. Da. De aceea am și vrut să intrăm cu Alexandru Rotaru în direct. Dar eu nu m-am dus în zona de folclor, în zona de comentarii, de culise. Am ridicat o chestiune strict, tehnică, da? Știa sau nu știa despre acest punct de vedere? Am exprimat de constructori și proiectanți, profesioniști, nu de politruci, nu de aia care dădeau bani prin PNDL. Sau acum mă mai uitam la nu știu ce comunicate de presă, vin de pe la Grindeanu. Hai să fim serioși. Deci cuplu Grindeanu-Arsene. Mai lipsește un comunicat de presă din partea lui Răzvan Cuc. Păi eu așteptam acum, deci sincer îți spun, Răzvan Cuc cred că ar fi trebuit să vină la fața locului și cu competența dovedită ca ministru să ne explice exact cum vede el această situație și să-i tragă o pleaznă și lui Grindeanu, și lui Arsene. Băi, nu m-ați ascultat pe mine când v-am spus eu cum trebuie făcută treaba asta. Uite, știi, ieri noi stăteam pe telefon, ne uitam la intervenții pe posturile naționale de televiziune. Da, prefectul ajunsese la fața locului, a apărut și la noi informația, cred că noi am dat-o primii. Nu, prima dată a fost Arsene la fața locului. Prima dată. Am la fața locului ședința Comitetului Județean pentru situații de urgență. Foarte frumos. Inspectorul șef de la ISP era în drum spre Luțca, și nimeni n-a vrut să pună o altă întrebare. Unde e Arsene? Nu cumva la fața locului primul care trebuia să ajungă era însuși Ionel Arsene? E mai greu pentru că trebuie să fii de obicei în județ. Să mai ierte Dumnezeu atunci să vină Arafat. Chiar, e o minune. Cum de n-a venit ăsta, Raed Arafat, la fața locului? Eu încă sunt surprins, așa, nu-mi revin din șoc. Să nu vină Raed Arafat acolo. Incredibil. Da, mai avem niște imagini absolut terifiante, deci care curg colegul Bogdan Călian și cu echipa Angela Croitoru și cu Vali Barna care au fost acolo, au mers, au luat din toate unghiurile de unde s-a putut filma și am zis noi să filmăm tot, nu de alta, dar să rămână. Filmările astea. În timp ce vorbeam, am primit și eu am primit un mesaj, îl văd pe calculator acum, da. Că tot m-am întors, de la un fost coleg de liceu și mi-a adus aminte de ceva foarte important. Când eram noi la începutul de gazetăriei Vali, l-ai cunoscut și tu pe un reputat domn Aurel Munteanu, Aurel Pricop Munteanu. Da? Nu e vorba de polițist cu Aurel Munteanu. Nu. E cel care a terminat facultatea de denumire mai sovietic. Hai spune ce a spus el. Și baraje la Moscova. Ce a spus el?
Te rog, Viorel. Da, te aud. Da. Da, da. Și acel domn, pe vremea aceea, da, a avertizat și nu a crezut nimeni în legătură cu drumul de pe malul lacului, de la baraj la Poiana Tăiului. Omul, fiind de meserie, a avertizat autoritățile comuniste de atunci și securitatea, și a avut probleme cu securitatea, da? Că, domne, cam pe acolo, pe acolo va lucra muntele, Stânișoara, cum și în ce fel. Mai mult, răposatul Munteanu este cel care a avertizat în legătură cu motelul, Cristina, ăla care a plecat. Da, 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 da. Motelul acela a plecat exact cum a prezis acest specialist. La vremea cu pricina l-au călcat în picioare. L-au călcat în picioare. De asta, unii dintre cei la care m-am referit, așa cum se spune, în lipsă, da? Nu vor risca să iasă foarte tare în public. Nu vor risca pentru că toată lumea se teme și toată lumea cunoaște cât de răzbunător poate fi câte un om de genul ăsta care este pus cu spatele la perete acum. Vreau să, apropo de avertismente specialiști, o să rog pe Bogdan să pună cele două imagini, ultimele care ți le-am trimis. Dacă poți vedea, nu știu, tu vezi acum ce se întâmplă? Deci sunt imagini cu podul de la Tupilați. Imagini, Viorel, în 4 ianuarie publicam, nu mai podul de la Tupilați, te rog, Bogdan, ca să vadă mai bine. Așa. Deci publicam în 4 ianuarie 2022 aceste imagini. Știi ce ni s-a spus după? Bine, Consiliul Județean n-a mai catadixit. Că este în regulă. Am primit garanția că este în regulă. Ieri seară m-a sunat cineva de la o instituție care se ocupă cu drumuri și poduri, înțelegi, care nu e politruc, e specialist, și care mi-a zis, domne, eu știu că s-a vorbit, eu știu că s-a spus, dar eu vă spun în calitatea mea de om care lucrez de peste 30 de ani pe drumuri și pe poduri, că acolo situația nu este în regulă. Poate să vină să spună oricine, căpilele în sus, căpilele în jos, că nu știu ce, nu este în regulă. Întrebarea mea pentru cei de la Consiliul Județean, băi, oameni buni, n-ar fi cazul, acum măcar, să ne spuneți exact cum e cu podul? Uite, până am vorbit de represalii, de faptul că sunt răzbunători, eu mă aștept la ce este mai rău. Apropo de, hai să investigăm noi, că alții nu-și fac treaba. Aseară, într-un recital de circa o oră, un tovarăș de nădejde din Piatra Neamț m-a avertizat călduros că nu e bine să mai insistăm cu subiectul baza hipică, da, da, și cu finanțarea acestei cupe a municipiului, care nu e cupa municipiului, un concurs internațional, și mi-a picat fisa unde am mai deranjat. Da? Ca să vezi, pe principiul ideea, unde dai și unde crapa, cum au crapat podurile, da? Băieții ăștia de aici s-au reușit să mobilizeze o galerie de sponsori locali foarte importanți, care au dat banii lor în lucrări importante efectuate în baza hipică. Da? Sponsorizat, cum o știe pe acolo, da? Pentru ca baza să arate cum e. Niște apă. Și am cerut lista și vreau să vedem și mie lista cu acești sponsori generoși, ca după aceea să-i întreb dacă ei știu unde au băgat banii. Pentru că acolo bunurile cu pricina nu sunt ale orașului, persoana cu pricina într-un stil tovărășesc, că baza, că e a noastră, că prestigiu, zic, domnule, oprește-te. Baza nu e. Iarăl, îți propun să discutăm despre asta separat. Nu dezvolt acum. Eu am vorbit deja de represalii și presiuni. Da, am înțeles. Bine, o să te rog să încheiem aici discuția.
pentru că știu că ai o întâlnire și e importantă, chiar legată de subiectul respectiv. Baftă și noi rămânem în continuare în emisiune. Okay. Mulțumesc mult, sănătate, numai bine. Deci, oameni buni, am discutat lucrurile astea, poate un pic așa pe sărite, pentru că era important. Acum, am rămas noi doi, noi, între noi aici, vreau să pornim de la modul în care toată lumea folosește acum detergent, probabil că și înălbitor, când se spală pe mâini. Ionel Arsene ne-a spus clar că, dragi nemțeni, vă garantez că 10 de ani podul de la Lusca nu va mai reprezenta vreo problemă pentru participanții la trafic. Zilele trecute s-a făcut testul de rezistență și avem garanția că rezistă unei greutăți de 340 de tone fără banner de prezentare cu Consiliul Județean. Ce spune acum? Dom'le, eu nu sunt inginer constructor. Casca era din greșeală pe capul meu. Eu nu sunt inginer constructor. Este proiectant, este cum se cheamă cei care, expert tehnic, constructorul. Ăștia sunt ăia răi. Eu am făcut tot ce se putea. Așa. Problema este în felul următor. Apropo de fapte, nu vorbe. Domnul Ionel Arsene și-a făcut imagine la greu pe această lucrare, folosind constructorul, folosind pe cei care au lucrat acolo și folosind bani publici. Și-a făcut lucrare fără niciun fel, s-a făcut imagine fără niciun fel de jenă, fără nimic, absolut. Și-a garantat. Când un om garantează, se asumă și răspunderea. Pentru că presupunem că această garanție n-a fost făcută așa de pamplezire, s-a bazat pe studii, că dânsul lucrează pe bază de studii, dosare, oameni care au spus, uite, semnătură. Și s-a dus și el când au fost alea 380 de tone și a stat sub pod, ca să fie sigur că lucrurile sunt în regulă. Acum numai oile stau sub pod. Ei, cum se spală pe mâini acum domnul Arsene? A pus un comunicat. Nu l-a trimis nicăieri. Sau numai la cei care merită să trimită comunicate. Referitor la incidentul petrecut peste podul, unde podul de peste Sireț s-a prăbușit, n-a fost accident de circulație, cum au mai spus unii, n-a fost accident. Podul s-a prăbușit. Nu s-au ciocnit două mașini și a căzut podul. Consiliul Județean Neamț nu mai este Ionel Arsene, ci Consiliul întregul lui, când e vorba de garanții și de mers acolo, este Ionel Arsene, președintele Consiliului, acum Consiliul Județean în întregul său, spune așa, podul a fost supus unui proces de reabilitare cu finanțare de la AIA, de la PNDL. În perioada de probe, podul a fost supus unor teste, au confirmat, nu a fost până la recepție, deci nu așa, rezultatele testului au confirmat că structura a avut un comportament normal în urma testului și că podul poate fi folosit în condiții de siguranță. Până la recepție, care nu a fost finalizată, urmau a fi executate alte noi teste și probe. Facem o paranteză aici. Testele alea și probele se făceau în condiții de trafic normal și cu alții care mergeau pe pod, care să confirme rezultatele testului de greutate. Și acum, detergent din greu, recepția nu a fost finalizată, podul fiind încă în administrarea constructorului. Măi să fie, punea Romică Rotaru taxă de trecere peste pod. Romică Rotaru a cerut de la poliție dreptul de a redeschide circulația. Pentru finalizarea recepției urmeau a fi efectuate alte noi teste și probe.
Și acum urmează. Constructorul, proiectantul, cei care au dat soluțiile tehnice, răspund de starea podului. Păi normal că răspund de starea podului. Da. Cine a dat ordin că se poate circula pe pod? Și la îndemnul cui? Dacă n-a dat ordin direct domnul Ionel Arsene? Și ne spune dânsul că va fi o anchetă, dacă s-a respectat sau nu soluția tehnică, etc. În baza la concluziilor acestei anchete, vinovații vor suporta consecințele. De la început se spune, vinovații vor suporta ei. Noi n-avem nicio treabă, Consiliul Județean. Noi doar am pus bannerul, ne-am lăudat cu lucrarea și am garantat-o. Bun, dacă s-a spălat Ionel Arsene pe mâini, credeți că a fost suficient? A venit Ministerul Dezvoltării, care avea nicio treabă, dar trebuia să spere și el pe mâini. Și a spus așa, din punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării, obiectivul de investiții n-a fost finalizat, întrucât n-a fost transmis procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor cu T mare. Reabilitarea, șase realizare PNDL, contract de finanțare, bla 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 bla. Dom'le, n-a fost finalizat. Și atunci cum să circula pe el, tovarăș și prieteni? Nu cumva înainte de a merge la soluție tehnică, proiectant, cutare. Apropo, firma în cauză poate ne prezintă și un grafic al testelor care s-au făcut după, cu imagini și procese verbale. Câte teste s-au făcut, imagini, procese verbale, participanți care să-și asume. Deci, nu s-a finalizat. Și atunci cine mizda păsi? A dat drumul la circulație pe pod. Că înainte sau după, nu mi-e foarte clar, tocmai trecea un autobuz pe acolo. Cine este inconștientul, tâmpitul, cretinul, inconștientul care a dat drumul la circulație dacă nu era finalizată lucrarea? Și apoi să ne lămurim. Cum s-a făcut această lucrare? Este o lucrare foarte complexă sau a fost o machiere așa, cu puțin mai zi o dată cum se cheamă ăla care scârție când îl dai pe geam? Polistiren. Cu un pic de tencuială și cu beton pentru egalizarea drumului pe pod acolo. A fost sau nu a fost complexă? A fost doar o lucrare așa de aranjare? Cum este posibil să se întâmple așa ceva? Aproape că v-aș mai plictisi un pic cu ce... Ia să vedem unde este domnul prefect pe aici. Sper că n-am șters din greșeală. Nu mi-aș ierta niciodată să șterg ce a spus domnul prefect. Numai un pic, Bogdan, nu dai drumul, da? Până nu găsesc eu respectiva declarație undeva pe la minutul 5:57. Ia să vedem dacă reușim. Unde domnul prefect este întrebat... Niște experți care au oferit niște soluții tehnice, a fost un proiectant, firmă care a executat. De asta trebuie verificat ca să vedem dacă soluția oferită din punct de vedere tehnic de experți respectiv și proiectant a fost una bună. Vor fi verificat și la alte poduri în județ? Din câte știu, mai sunt poduri în județ care sunt monitorizate. Da. Deci... lucrurile par să meargă în aceeași direcție. Toată lumea se va îndrepta spre cei care au făcut partea de... E normal să te îndrepti și spre ei. Problema noastră a nemțenilor este că nu ne aflăm la prima chestiune de genul acesta legată de Consiliul Județean. Vă mai aduceți aminte drumul spre Bisericani?
La un moment dat, o parte s-a dus. Bineînțeles că nici atunci n-a fost de vină nimeni, pentru că, domne, știți, a plouat foarte mult, s-a dus pe dealul la vale, am înțeles că s-a dus dealul la vale, dar atunci când faci un proiect, iei în calcul inclusiv așa ceva. S-a dus dealul la vale. Nu a ieșit nimeni să explice, chiar și domnul Conache, cum spunea colegul Cosma, ce se întâmplă cu marea axă a drumului ăla pe la Mărginen spre Bacău și de ce? De ce? De vreo 2-3 ore a fost nevoie să se refacă niște lucrări, niște schițe, proiecte. Care a fost problema? Nu cumva cei care au făcut planuri le-au uitat chiar de poduri pe zona aceea? Și-au dat seama târziu, probabil. Mi-aduc aminte de un episod cu un pod undeva pe la, prin zona când cobor de la Petru Vodă, cu un constructor celebru din județul Neamț, care trebuia să facă un pod din acela pe tuburi. Și în loc să pună tuburile să curgă apa prin ele, a pus tuburile invers. Și podul a fost recepționat de o comisie. Bineînțeles că nu s-a întâmplat nimic. Ce se întâmple? Ce se întâmple acolo? Vă mai dau una. Asta chiar e interesantă. Nu ține neapărat de Consiliul Județean, dar presiunile au venit și de acolo. Știți podul de la Pângărați? Știți, nu? Tot timpul se discută că e semafor, că de ce e semafor, că de ce se circulă, de ce se întâmplă anumite lucruri. Am aflat că specialiștii au spus că nu se poate circula pe pod cu o anumită sarcină în mașină și că în cel mai rău caz, dacă trebuie să se circule, trebuie să se meargă pe mijlocul podului, nu altfel. Au urmat presiuni la cei care se ocupă de pod, de la cel mai înalt nivel. Păi nu, că știți, avem obiective industriale, trebuie să circule, trebuie să facă. Nu contează că podul poate cădea. După cum la Girov, cu podul de la Girov, avem probleme. Iarăși, bineînțeles, ține de RDP Iași, nu asta e problema. Problema e că dacă se făcea podul de la Girov, din nou se ducea Ionel Arsene cu microfonul, spune, la îndemnul meu, la insistențele mele, s-a făcut. E adevărat, probabil, dar asta e fișa postului pe care o ai. Acum, în fișa postului pe care o ai, este să-ți asumi și răspunderea dacă ai garantat. Dacă nu... Acesta este județul în care trăim. Orice investiție să face, apar filmări cu drone, apar filmulețe, apar tot felul de chestii. Dom'le, Superman face și drege. Superman, din păcate, s-a văzut, precum în povestea aia, cumpăratul gol, cam ce valoare are în momentul în care trebuie să-și asume ceva. Nu e prima dată când se întâmplă lucrul ăsta. Urmează acum o operațiune de spălare și înalbire și de minimalizare a acestui subiect. Mi-aduc aminte cum s-a făcut un tantam groaznic pe podurile din oraș. De parcă podurile din oraș, care nu sunt în cea mai bună stare și multe dintre ele au probleme, erau înainte de apocalipsă. Acum când a căzut un pod la județ, subiectul este minimalizat. De ce? Pentru că șeful veghează. Trăim în Arsene Land. Este o marcă specifică pentru județ, nu mai trebuie să găsim o altă marcă. În fața domniei sale a pălit și muntele Ceahlău, a pălit și Creangă, care se va trezi cu un Creangă Land, a pălit
tot ce este. Pentru că poate și, dacă poate, normal că și merită. Populația de rând are rezultatul care acum, astăzi, este podul de la Luțca. Altădată a fost podul de la Pângărați, unde au existat pângărăciori. Podul de la Pângărați, drumul spre Bisericani. Da, s-au făcut și lucruri bune, deosebite. Dar sunt în fișa postului. Și mai este o problemă. Lucrurile s-au făcut, nu întotdeauna, sau de aproape întotdeauna, fără transparență și cu transparența aceea dată doar de posibilitatea de a opri orice informație. Trăim în Arsene Land. Și asta se pare că încă ne ocupă tot timpul, ca să cităm din clasicii presei românești. Ne oprim aici, vom reveni asupra subiectului, vă dați seama, și să sperăm că după podul de la Luțca nu urmează și alte lucruri. Sau poate ar trebui să sperăm că urmează lucrurile normale care trebuie să întâmple după un asemenea dezastru. Da, puține șanse. Nu uitați, ancheta de la Spitalul Județean, aflat tot în curtea lui Ionel Arsene, trenează de atâta timp, pentru că nu e așa. Procurorii lucrează cu sârg să afle dacă lumânarea despre care spun că s-a aprins era sau nu sub era o lumânare autorizată de Biserica Ortodoxă la vânzare sau nu. Pentru că dacă nu era autorizată de Biserica Ortodoxă, este clar că și-a vârât dracu coada și a izbucnit incendiu și găsim pe cine să facem vinovat. Ne oprim aici, oameni buni. Asta e. Vine weekendul, vine ploaia. Ploaia care va veni, cică le va spăla pe toate. Ne oprim. Sănătate!